Am terminat răcorirea Sighișoarei, locul din care am plecat în fotbalul mare în 1978, în urma unei selecții pentru Luceafărul București. Răcorim România! Răcorim România! Foarte multă lume ne-a întâmpinat aici lângă cetate și am avut marea plăcere să-l reîntâlnesc pe Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj. Gabi a încercat toate jocurile noastre din caravană și s-a umplut de premii, le-a câștigat pe toate. O minge, să exersezi în continuare. L-am invitat și în barul de gheață, unde am făcut o poză amândoi și am băut o bere foarte rece împreună, chiar avea urme de gheață în ea. Să fii la 25 la minus 8, e foarte bine. Ah, dar stai puțin. Păi el a fost în Siberia, el a jucat în Siberia. Iarna era un minus 40 de grade. Aici faci plajă aici. Hai să vedem. Ce vorbești, băi, Stelica, mă. Am jucat împotriva lui și n-am reușit să-mi scriu, deși am avut o oportunitate. I-am dat o bară când era la urzice. Știi că e o vorbă la noi, când mingea lovește bara, se spune că a respins portarul cu verigheta. La radio și televizoare, răcorim România. Nu ne-am așteptat să avem parte de așa o surpriză. A fost foarte frumos și captivant. Berea rece la minus 8 grade, minus 10, foarte frumos. Mulțumim Sighișoara, urmează Mediaș, Făgăraș și 2 zile la Brașov.